Medioara este un monument istoric de clasa A, fiind una dintre cele mai importante fortificații medievale din Transilvania de Sud. În interiorul curții cetății avem cel mai probabil rămășițe ale bisericii și mănăstirii cisterciene. Cine sunt acești oameni? Acela este fostul preot din Felioara, unui transcori, alături de soția lui Eleonora. Și despre testul magic ce le puteți spune? Acela magic a fost scris de o femeie care avea 3 copii și al cărui soț a murit pe front. Aici, după cum puteți vedea, avem colțul bunicii. Așa arătau bucătăriile săsești. După cum puteți vedea, în spatele meu este o fotografie cu școala din Felioara de pe vremuri. Lângă ea este o fotografie cu pompierii și fanfara din Felioara. În această cameră putem observa diferite poze cu sași. Aici avem o expoziție cu accesorii de ale sașilor, un ceas de argint, un portofel, un plic, o umbrelă de ploaie. Iar aici avem un costum de sas și o vestă de săsoaică. Îl purtam în fiecare zi? Nu, doar la ocazii speciale. Toate aceste cioburi tacice au fost găsite chiar în curtea cetății, mai specific în fântână. Aici avem cioburile unei fructiere, cioburile unei căni și cioburile unei goale. Aici putem afla mai multe despre șederea cavalerilor teutoni la Feltioara.